Augustin Zegrean, fost subliniere FCCR, după anuncul lui Iohannis, sesizarea comisiei de la Venecia trebuia făcut de mult. Augustin Zegrean, fostul presubliniere-dinte al Curții Constituționale, susține că sesizarea comisiei de la Venecia trebuia făcut de mult pe legile justiției. Reacția acestuia vine după ce presubliniere-dintele Klaus Iohannis a anuncat ce trimite la CCR sublinierei la Comisia de la Venecia cele trei legi din pachetul legilor justiției. Eu cred că președintele a sperat până în ultima clipă ce ei vor ține cont de toate aspectele, dar se pare că ei vor să facă ceea ce doresc. Comisia de la Venecia nu de decizii, ei dau recomanduri. Ceea ce spun ei, coalia, NR, ce pun doar în acord legile cu deciziile curii constituționale, nu este adevărat deloc. O parte din punerea în acord s-a făcut în guvernarea Cioloc, dar sigur. E clar ce se operează modificări mult mai ample. Judecătorii vor lua la puricat doar ceea ce va sesiza președintele ICAM trebuie să se încadreze în sesizare, pentru ce CCR nu se autosesizează niciodată, a declarat Zegrean la Digi24.